Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă voi citi o poveste a colegului George Hodorogea, intitulată M-am născut cerșetor. M-am născut cerșetor. Acum când întrec ani prin viață cu repeziciunea vântului, chiar pot afirma metaforic că din prima clipă a existenței mele am fost cerșetor. Mi s-a spus că nu plângeam și urlam de foame și urlam des, fiindcă pieptul maicii mele nu era prea bogat și îmi dădea laptele necesar cu țârâita. Și am mai aflat tot mai târziu, nici după lună întreagă, că așa zisa mea mamă, m-a abandonase la poarta unui spital. Iar de acolo se pare că m-au plasat la căminul de copii din Băbeni, un așezământ care era mai degrabă gazda neprimitoare a copiilor handicapați mental. Și după cum îmi mărturisea sora medicală, tanti Maricica, singura care chiar abusese grijă cât de cât de mine, mi-am continuat cu perseverență vocația de cerșetor urlător. Tanti Maricica, aspensionară, a fost prima care mi-a vorbit de originea mea, că am fost abandonat și care a avut grijă să nu nebunesc acolo la Băbeni, așa cum din păcate opățiseră mai mulți copii normal din cauza faptului că trăiseră printre nebuni. Se pare că cel de sus, prin mijlocirea uneltei sale, Maricica mă ferise de o așa nenorocire. Am plâns și am cerșit la Băbeni până la vârsta de 13 ani, am plâns de foame și de bătăi, am cerșit mâncare fiindcă nu-mi dădeau destul, am plâns, am cerșit, am plâns. Vagabond și host de buzunare prin Sibiu. Pe la vârsta de 13 ani n-am mai răbdat umilințele stabilimentului de copii și într-o seară m-am strecurat pe geam afară din insalubrul dormitor, am sărit gardul și m-am furiciat în tăcere până la gara din apropiere. M-am suit într-un vagon de marfă, plin cu scânduri, m-am pitulat și am așteptat. La un moment dat, nu prea întârziat, marfarul a plecat, iar eu am ațipit. Când m-am trezit, marfarul era oprit într-un fel de gară. Am reușit să citesc pe o placă de tablă, cam ștearsă, Sibiu Triaj. Am sărit din vagon și m-am strecurat printre liniile de cale ferată. La timp, fiindcă de marfarul meu tocmai se apropiau doi ceferiși și un milițian. Nu cred că mă căutau, dar cu siguranță nu ieșea nimic bun pentru mine dacă mă vedeau. Primul lucru pe care l-am văzut la ieșirea din gară a fost o mulțime de babe adunate în curtea unei biserici. Clopotele băteau într-una și am văzut multe sacoși și coșuri de rafie pline cu pachete. Nimerisem într-o zi de parastasuri, pentru cei plecați într-o lume cu siguranță mai bună. M-am strecurat prin mulțimea de cerșetori și spre bucuria mea am fost miluit și eu cu patru pachetele și o sticlă de suc decolorat. M-am așezat pe o băncuță și am început să-mi fule pe nemestecate și fără alegere. Dar atunci, fiind mult prea ocupat cu mâncatul, am primit și prima lecție adevărată de viață. Un țigan usuros ce se dădea olog s-a repezit la mine și a înhățat două pachete și dus a fost. Atunci am realizat că nu e suficient să ai ceva, musai să ai și grijă, altfel rămâi fără el. De asemenea, în mintea mea nu prea educată s-a trezit și ideea că a fura ceea ce trebuie este și asta un mod de supraviețuire. Ziua aceea am încheiat-o tot în triajul Sibiului, adăpostindu-mă într-un vagon dezafectat și tras pe o linie moartă, ca și alte multe vagoane și locomotive. Trei luni vagonul mi-a fost casă și adăpost de ploaie și dormitor de noapte. În fiecare sâmbătă mă așezam la poarta bisericii și făceam rost de câte ceva de ale mâncării, ba chiar mai primeam și niscaiva bănuți. Și într-o zi am fost miluit și cu o pereche de pantaloni, o cămașă și niște tenis cofâlciți. În restul zilelor mă plimbam prin piața Cibin și profitam de neatenția vânzătorilor, în general babe precupețe, și furam fructe și legume. Mai profitam de neatenția unor cumpărători și le dijmeam sacoșele și uneori chiar și buzunarele. Nu spun că mi-a mers mereu bine, de multe ori eram prins și mă alegeam cu o bătaie soră cu moartea, dar norocul a făcut ca nimeni niciodată să nu mă reclame și să mă predea organelor de miliție. Se mulțumeau cu corecția fizică și atât. Un glonte mi-a schimbat viața. Într-o bună zi de decembrie, cam prea călduros, mă ocupam cu cerșitul și nu numai undeva pe lângă Spitalul Central Militar. Era o zonă bună, nu odată soldații ce păzeau poarta spitalului îmi dădeau câte ceva de mâncare de la cantină, ba uneori îmi dădeau pe ascuns lenjerie de la spital, ciorap, maiouri, o pijama. În plus mai primeam și bani de la rudele celor internați și care îi vizitau în anumite zile. Mă așezasem în apropiere de poartă și așteptam să apară vizitatorii, dar nici stipenie de ei. Ba mai mult, trecătorii erau rari și nu mergeau pe stradă, ci pur și simplu alergau. Nici prietenii mei soldații nu se arătau, iar poarta nu se deschisese decât odată ca să lase să intre un camion blindat. Nu-mi dădeam seama ce se întâmpla, dar brusc pe la ora 10 s-au auzit niște explozii și multe focuri de armă. Din zidurile spitalului săreau bucăți de cărămidă și mult praf. De undeva de dincolo de stradă se trăgea clădirea spitalului militar.
La un moment dat a început să se tragă și din incinta spitalului. Am dat să mă ridic și să o iau la goană, când brusc am simțit că ceva mă arde în umăr și ceva îmi curge pe mine. Am realizat doar că pierd sânge și apoi am căzut leșinat. Când mi-am revenit, eram întins pe jos, pe un culoar întunecat, printre alte multe trupuri. Unele moarte, altele țipând și cerând ajutor. Într-un târziu, un medic s-a apropiat de mine, m-a examinat și mi-a spus ușurat: "Ai avut noroc, glonțul a ieșit singur." Și apoi cu voce tăioasă: "Ce dracu ai căutat acolo unde se trăgea?" După care m-a pansat la umărul rănit și mi-a zis să plec, că nu-i loc în spital pentru cei răniți ușor. Încamețit m-am ridicat și după ce cu greu m-am descurcat printre multele culoare pline cu răniți și morți, am ieșit din spital. Prima surpriză am avut-o la poartă. Nu mai erau doar prietenii mei soldații, ci și mai mulți civili înarmați și cu banderole tricolore. Și așa am aflat că poporul se răsculase și că dăduse cu dictatorul Ceaușescu de pământ și că picase regimul. Toate astea nu-mi sunau mai nimic, auzisem cumva vag de Ceaușescu, dar în rest, comuniști, revoluționari, Ion Iliescu, erau pentru mine informații abstracte. Am dat să mă îndepărtez de spital, dar un tânăr, cam exaltat, îmi pusă un petec tricolor pe braț, îmi dete un pușcoci antideluvian și a țipat: "Tu ești erou, rămâi cu noi, jos comunismul, moarte securității!" N-am prea înțeles eu cine e aia securitate, dar am rămas cu ei și nu mi-a părut rău. În curând a oprit o mașină și niște femei, și ele cu tricolor. Ne-au dat mâncare și apă minerală, chiar și câteva pachete de carpați. Am stat cu acel grup vreo 10 zile. Am mâncat și am dormit cu ei și am ascultat cum puneau țara la cale, adică ei deja luau hotărâri asupra viitorului României. În sfârșit, despre asta știam și eu că e țara în care locuiam. Dar a venit și momentul în care un ofițer a venit și ne-a confiscat armele și ne-a evacuat de la poarta spitalului. Eram să rămân iar singur, numai că exaltatul tânăr ce mă înarmase mi-a spus să merg cu el. Neavând unde mă duce, am acceptat și m-a dus la el acasă undeva în Turnișor, unde l-așteptau îngrijorate trei femei, mama, bunica și logodnica. M-au primit bine și primul lucru pe care l-am făcut a fost să le povestesc scurta mea viață de orfan și vagabond. Am un nume și o adresă. În sfârșit, se părea că a dat norocul și peste mine. Impresionată de povestea mea, familia lui Mircea, cel care mă luase cu el, s-a hotărât să mă adopte într-un anume fel. Profitând de poziția lui de revoluționar, Mircea mi-a făcut rost de acte și m-a luat în custodia sa. De acum nu mai eram doar Mihăiță, hoțul și vagabondul orfan, ci eram Dita mai Mihai Cernescu, după numele lui Mircea. Aveam primul buletin și prima adresă oficială, ba mai mult. Uzând de relații, Mircea m-a înscris la o școală profesională, unde pe lângă faptul că învățam câte ceva, mai primeam și o bursă, o mică sumă de bani, ceea ce era deja mult prea mult pentru mine. Familia mă adoptase pe de-a întregul, aveam camera mea, haine curate, mâncam de câte ori vream. Aveam și eu pentru prima dată acces la un televizor, de unde m-am mai dumirit și eu cum stăteau treburile în țară. Nu mai e nevoie să spun că nu mai cerșeam, nu mai furam, ci doar mai păstram ceva din viața de vagabond. Adică îmi plăcea să rătăcesc ore întregi, un fel de plimbări în orb, plimbări prin care încercam să-mi regăsesc un drum în noua mea viață. Pierdeam ore întregi în timpul liber, cutreierând prin cele două dumbrave, prin Valea Aurie sau pe la Rășinar sau Mărșă. Destinul între nenorocire și binecuvântare. Într-o sâmbătă dimineața, mama lui Mircea mă trimisese să cumpăr programul TV, numai că la chioșcul de ziare era închis și atunci m-am dus la un magazin mai mare, unde știam că aveau și presă. Acolo ghinion aveau programul TV, dar fiind prea devreme, nu aveau rest să-mi dea. Vânzătorul îmi dete ca rest un bilet la loterie, avea și de-asta la vânzare, și am acceptat. Nu era să mă întorc fără programul TV mult dorit de mamaia și bunica lui Mircea. Pe când mă apropiam de casa din Turnișor, auzeam mai multe sirene. Nu știam dacă sunt de pompieri, poliție sau salvare. Până la urmă am realizat că erau de toate și toate erau adunate în jurul a ceea ce mai rămăsese din casa familiei lui Mircea și implicit noua mea familie. O defecțiune la instalația de gaze provocase o explozie urmată de un incendiu devastator. Din fericire, nimeni nu fusese rănit, dar în schimb familia pierduse aproape toată agonisala lor adunată în zeci de ani. Stăteau toți adunați lângă nucul cel bătrân, dar nu plângeau. Doar fețele lor erau ridate și întunecate. Mama e mai găsit puterea să se apropie de mine, să mă strângă tare în brațe și să-mi șoptească: "Dai de mine, Mihăiță, când ți era și ție mai bine." În acele grele momente, femeia se gândea la mine, nu la nenorocirea ei. Spre seară, un vecin, cum se cade, ne-a dat adăpost într-o anexă locuibilă acasă și chiar ne-a dat și de mâncare și ne-a pus și un radio la dispoziție.
Cum de ceva vreme mă obișnuisem cu ascultatul noutăților, am dat drumul la radio pe postul național de știri. La un moment dat s-au anunțat și numerele câștigătoare la tragerea Loteriei Naționale din ziua aceea blestemată. Mircea, care avea și el un bilet, își notă numerele câștigătoare și apoi le compară cu cele de pe biletul său, dar normal rezultatul fu dezamăgitor. În timp ce Mircea rupea în zeci de bucățele biletul, mi-am adus aminte că ceva asemănător aveam și eu în buzunar. Biletul completat primit ca rest la magazinul de ziare. Am scos biletul mototolului din buzunar și l-am întins lui Mircea. Acesta compara numerele și se îngălbeni. Ești nebun? Nu se poate. Ai 6 numere din 6, nu poate fi adevărat. Atunci și mama ia luat biletul și îl verifică și îngălbeni și ea. Maică precistă, sunt chiar 6. Mihăiță, ai câștigat cel puțin 1 miliard. Convins că era adevărat, am reușit, îmbujorat să o îmbrățișez pe mamaie, apoi luăm biletul, l-am întins lui Mircea. Nu-i câștigul meu, e al tău. A lui mamaie și al bunicii. De nu erai tu, eu nu aveam casă și masă, nu aveam familie, deci nu puteam să am nici biletul ăsta. E cu adevărat al tău și am continuat eu, se pare că bunul Dumnezeu a vrut să nu ne arunce în nenorocire. Ne-am mutat în casă nouă. Deși inițial familia nu a vrut să accepte la stăruințele mele, ne-am hotărât să folosim câștigul neașteptat împreună. O bună parte din bani s-au dus pe achiziționarea unei case situate în centrul Sibiului și la mobilarea ei totală. Mobilare și dotare practic am reușit să înlocuim toată paguba provocată de explozia de gaze. În plus, familia a vândut și terenul fostei case și astfel, după recuperarea tot ceea ce pierdusem, ne-au mai rămas destui bani ca să avem viitorul cât de cât asigurat. Nu mai are rost să vă spun că după această dublă întâmplare, relația mea cu familia lui Mircea s-a strâns atât de mult încât nimeni nu mă mai considera un adoptat, ci doar pur și simplu fiul lor de sânge. Și cum înainte de nenorocire Mircea se pregătea de nuntă, nuntă ce la un moment dat părea îndepărtată, o parte din banii câștigați am folosit pentru organizarea cele mai frumoase nunți de care a avut parte cineva. Am închiriat luxosul local al hotelului Împăratul Romanilor, l-am decorat cu 1000 de flori exotice. Am contractat 3 orchestre diferite pentru a avea muzică, pe gustul tuturor nuntașilor și meniul a fost diversificat de la un extravagant meniu francez cu stridii și trufe la cel tradițional românesc cu sărmăluțe și piftii. Slujba religioasă s-a ținut la Catedrala Mitropolitană, iar drumul de la primărie la Catedrală și apoi la Împăratul Romanilor l-am parcurs în trăsuri trase de armăsari albi. La ieșirea din biserică s-a dat drumul la 100 de porumbei, firesc tot de culoare albă. Orfanul a ajuns cavaler de onoare. Normal că Mircea m-a desemnat cavaler de onoare și am stat în stânga lui în timp ce în dreapta miresei Juna Claudia stătea sora acestea, Eliza. Eram tare mândru și mă gândeam că acum 5 ani și ceva eram un biet orfan fugit, un vagabond ce dormea prin vagoane și un host de buzunare, ce prăduia gospodinele în piața Cibin și acum eram în frac, e drept, mă cam strâncea, nu eram obișnuit să-l port cavaler de onoare la o nuntă elegantă. Prea multe se schimbaseră în viața mea în 4-5 ani. Seara de la Împăratul Romanilor a fost magică. Mircea și Claudia au deschis petrecerea cu primul vals și, conform tradiției, am urmat eu și Eliza, perechea dintre cavalerul și domnișoara de onoare a mirilor. A fost primul meu vals. Ce vals, spun prostii. Primul meu dans. Dar m-am descurcat destul de bine, nu mi-am călcat pe picioare partener. Epilog sau nouă poveste? Ar mai fi multe de spus, dar poate cândva le voi povesti. E destul să vă mai spun doar că, firesc, după un an am participat la propria mea nuntă cu fosta domnișoară de onoare Eliza Iarnaș, nu au putut fi decât Mircea și Claudia. Vă mai spun că am o fetiță și că așteptăm și un băiat, că ne-am mutat cu toții într-o casă nouă mult mai încăpătoare, fiindcă am hotărât cu toții să nu ne mai despărțim niciodată. Eu și Eliza, Mircea și Claudia, mamaie și bunica, plus noi veniți în familie, cei 2 copii al lui Mircea, fetița mea și, cu siguranță, bebelușul care va veni în curând, cam peste 3 luni. Da, mulțumim pentru povestea ta, George Hodorogea. Prieten, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne urmăriți. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.